taică am văzut că nu e bine acolo și el împingea de zor. E mașina lui merge unde vrea eu. Să ies că vrea la bani. Păi și dacă l-am zis mergem pe cheia Brașovului tot aia? Nu, nu-i tot aia. E mai... Eu nu vreau la bani, te aștept la bani. Păi nici eu nu intru în castel, că n-am ce să mă chinui. Mergă mare vrea. Și așa face ce vrea. Și tu pui botul repede. Să mă facem toate feluri. Păi, și prietena lui. Da. Ceea ce doamna Covadescu e și bătrânețea. Bătrânețe. Că e și bătrânețea. Mă uitam acum la domnul Gheorghe. Da. Mergeam bastă. Mergeam baston, piciorul. Nu e baston, e în cârgă. Nu mai piele și eu. Cu piciorul stâng sau drept. Pi-a avut preinfarct. N-a avut preinfarct, a avut atac vascular. Cerebral. Și are și piciorul, nu mai știu care, dreptul sau stângul. Țapăn. Nu-l mai mișcă din genunchi. A avut grijă. Haide, nu mai zic, că iară vorbești prostit. S-a durut, tati. În viață. Ucide pe oricine. Hai, vezi, de gata. Urcă-te pe el. Băi, ce, iar ai pornit la drum cu nebunii? Iar ai pornit?
Nu mai urla că... Gata, gata, gata. Intră, mă, în aia. Ce dracu, te-ai grăbit pentru ce? Să uită ca bun. Nu, și tu te uiți, te-ai scocos ca grădină. Merge cu mașina să uită la fuste scurte. Și tu la ce te uiți? Să nu se urce pe mine. Iar ai pornit la drum cu mine. Idei crețe? Văd că fiecare dată merg cu tine, trebuie să fie în parte. Mai taci. N-ai făcut nici 10 metri, genitor. Dă-i și tu mai încet aia. Niciodată, mă, când te uiți, când ai mașină, trebuie să te uiți în față și în oglinzi. Da. Nu să te uiți după fuste scurte sau altceva. Tu te pui mei și tu. Și uite, uite de cum unde merge. Poftim. Și ce vrei să-i faci? Păi, tocmai că m-am ferit de el. Da. Îi dau claxon, că așa ți spune la lege, că prostul se urcă pe tine. Da. Păi mă, te urcai tu pe el. El a fost o bandă după o bandă. Dacă să te-ai liniștit, adevărul că a mers o cuvenție. La mare am venit cu două linii. Păi și ce, am mai mers cu... Păi n-am mers. Am mers, o săptămână. N-a fost,